Poate că toate OZN-urile și extraterestrii suntem tot noi. Da. Oamenii din viitor. Dumnezeu să merită, dar eu cred că Iisus este un trimis din viitor. Și atunci când ești asta, s-a suprat asta, mi-a închipuit de ce prostice. Am tăiat un căcat de ei până, Iisus ați. De ce zici? Băi, mă, că-mi place cum spui. Cum stau să moară, mă, nu vezi cum arată? Moare, moare, mă, duc jos, mă, să-mi ce vreau pisic. Foarte bine, trebuie să trească și aia, dar și aia, pui. S-a prins ură pe mine. De ce? Mașina mea, sacul meu, mirosul meu. Dacă scapă, mă sfâșie asta. Eu sunt de vină, doamna Lazar, eu am greșit. Vreau să mă duc să văd că e în regulă. Ia, eu zic mai bine să uiți. Mi-e doar de ea, poți să înțelegi? Sună-l pe Antonio ăla și... Dar nu vreau să-l sun pe Antonio să-mi spună ce face pisica. Bă, tu nu te învinovățești nimeni de nimic. Nu e asta problema. Problema e că mă simt eu prozăr de tot și am și coșmaruri din cauza asta. Tu l-am omorât, dar l-am omorât pentru tine. L-am luat pentru mâncare, nu pentru joacă, clar? Dar ce fi fost când nu puteau să aduci găină vie în casă? Dar că puteau, ce-o fost când ai venit cu pisica? Eu nu tai, ți-am spus nimile și nu tai. Doamne Dumnezeu, ridicola, tăia copilul găină. Da, poate că și iepurele ăsta vine tot din viitor. Este în viitor cu prietenii lui și se uită la noi ca la o fiind, cum mâncăm și ne simțim. Dă-mi un pic de tocăniță?